Salutare și bine ați venit la Medicină Generală! Astăzi o să vorbim despre endobaza craniului. În această imagine este endobaza craniului. Endobaza craniului este alcătuită din următoarele oase: din osul frontal, osul etmoid, osul sfenoid, oasele temporale și osul occipital. Endobaza este împărțită în trei fose craniene și avem fosa craniană anterioară, fosa craniană mijlocie și fosa craniană posterioară. Începem cu fosa craniană anterioară. Ea este delimitată anterior de porțiunea squamoasă a osului frontal, posterior de marginea posterioară a aripii mici a osului sfenoid. Deci acestea sunt aripile mici ale osului sfenoid și aceasta unde e punctat este marginea posterioară aripii mici a osului sfenoid. Tuberculul Shea aici este, iar mai este delimitat de procesele clinoide anterioare, acestea două. Bun, prezintă următoarele suprafețe osoase. Avem părțile orbitale ale frontalului, acestea sunt, fața superioară a corpului osului sfenoid și mai exact jugul sfenoidal, aripile mici acestea ale osului sfenoid și lama ciuruită a etmoidului. Este aceasta. Ca elemente, fosa craniană anterioară prezintă creasta frontalului, este aceasta, pe care se inseră coasa creierului. Apoi avem foramenul orb, se mai numește foramenul cecum, prin care pătrunde o prelungire a durei mater. Apoi avem crista galii, se mai numește creasta de cocoș. Crista galii este porțiunea superioară a lamei verticale a osului etmoid. Pentru că noi știm că osul etmoid este format dintr-o lamă orizontală și o lamă verticală. Lama verticală este subdivizată în două porțiuni. Avem o porțiune superioară reprezentată de crista galii și o porțiune inferioară reprezentată de lama perpendiculară a osului etmoid. Bun, și ca să vă aduc aminte, lama perpendiculară a osului etmoid coboară în cavitatea nasală și împreună cu osul vomer formează septul nazal osos. Bun. Pe crista galii se inseră coasa creierului. Da? Deci atât pe creasta frontală cât și pe crista galii se inseră coasa creierului. Mai avem lama ciuruită a etmoidului, este aceasta. De ce se numește lama ciuruită a etmoidului? Logic, pentru că prezintă niște mici orificii, da? Prin care trec filetele, fibrele nervului olfactiv împreună cu arterele etmoidale anterioare. Iar lama ciuruită a osului etmoid se mai numește lama orizontală. Iar găurile, și mai avem găurile etmoidale anterioare și posterioare. Găurile etmoidale anterioare și posterioare se observă la nivelul orbitei. Da? Deci aici este orbita și aici se observă cele două găuri etmoidale anterioare și posterioare. Prin aceste orificii, găuri, trece mănunchiul vasculonervos etmoidal anterior, respectiv vasculonervos etmoidal posterior. Bun, partea orbitală a frontalului. Aceasta este partea orbitală a frontalului, este fața superioară, care se mai numește cerebrală și este convexă. Prezintă următoarele elemente. Avem impresiunile digitiforme, sunt ca niște degete, da? Deci acestea sunt ca niște degete. Și eminențele mamilare sunt niște proeminențe. Impresiunile digitiforme împreună cu eminențele mamilare formează sunt determinate de girii cerebrali și de șanțurile cerebrale, da? Deci trebuie să știți. Iar între marginea posterioară a jugului sfenoidal, deci acesta este jugul sfenoidal, iar aici este marginea posterioară a jugului sfenoidal, deci între această margine și tuberculul Shea se află șanțul prechiasmatic sau se mai numește șanț chiasmatic. Da? Deci trebuie să rețineți
ambii termeni, da? Deci pentru că sunt ambii folosiți. În șanțul chiasmatic se situează chiasma optică. Iar la extremitățile acestui șanț, deci vedeți extremitățile acestui șanț, se află canalul optic, un canal optic și alt canal optic. Prin acest canal optic trece nervul oftalmic și nervul optic și artera oftalmică. Bun. Trecem la fosa craniană mijlocie. Aceasta este fosa craniană mijlocie. Ea prezintă pe linia mediană șaua turcească. Șaua turcească este formată din fosa hipofizară. Aceasta este fosa hipofizară de dorsul mâlșiei, se mai numește spătarul, da, și procesele clinoidiene posterioare. Pe fața laterală, aceasta este fața laterală a corpului sfenoidului, se află șanțul arterei carotide interne. Da? Deci este logic, după denumire, că aici trebuie să se situeze artera carotidă internă. Bun. Această mică depresiune este fosa hipofizară. Aici se situează glanda pituitară numită hipofiză. Dorsul mâlșiei, spătarul, și la extremitățile sale se află procesele clinoidene posterioare. Un alt element al fosei craniene mijlocii este aripa mare a osului sfenoid. Aici și aici sunt aripile mari ale osului sfenoid. Ele prezintă, anterior avem gaura rotundă, îi spunem foramen, da? Deci să nu spuneți găuri, spuneți foramen. Foramenul rotund, prin care trece nervul maxilar. Posterior de foramenul rotund se află foramenul oval, prin care trece nervul mandibular, iar posterior de foramenul oval se află un foramen mai mic numit foramenul spinos, prin care trece artera meningee mijlocie, artera meningee medie. Bun, iar un alt element al fosei craniene mijlocii este fața anterosuperioară. Aceasta este fața anterosuperioară a stâncii temporalului. Prezintă aici impresiunea trigeminală, da, deci puteți observa și aici impresiunea trigeminală. Ea este situată lângă foramenul rupt. Acesta este foramenul rupt, numit și foramenul lacerum. În această impresiune trigeminală, da, deci se află ganglionul trigeminal. Acum, posterior și lateral de această impresiune trigeminală, da, se află eminența arcuată. Aici și aici, eminența arcuată. Alte elemente, da, pe care le putem observa sunt aceste șanțuri. Sunt două șanțuri, da? Anterior este șanțul nervului pietros mic împreună cu hiatusul nervului pietros mic, iar posterior de acest șanț se află șanțul nervului pietros mare împreună cu hiatusul nervului pietros mare. Delimitările fosii craniene mijlocii. Avem anterior marginea posterioară a aripii mici a osului sfenoid, iar posterior marginea superioară a stâncii temporalului. Deci aceasta este marginea superioară a stâncii temporalului. Această margine prezintă șanțul sinusului pietros superior. Acesta este șanțul sinusului pietros superior. Și dacă tot am spus unde este situat șanțul sinusului pietros superior, spunem și unde este situat șanțul sinusului pietros inferior. Acest șanț inferior nu face parte, da, acesta, nu face parte din fosa craniană mijlocie. Puteți observa, da, că nu face parte. Bun. Foramenul lacerum sau foramenul rupt face parte din fosa craniană mijlocie și este situată la nivelul vârfului stâncii temporale. Deci puteți observa vârful stâncii temporale și foramenul rupt lacerum. Bun, și trecem la fosa craniană posterioară. Fosa craniană posterioară este aceasta. Ea este delimitată anterior de marginea superioară a stâncii temporalului, iar posterior de porțiunea squamoasă a osului occipital. Fața posterioară a stâncii temporalului, aceasta, prezintă
porul acustic intern. Puteți observa porul acustic intern prin care se pătrunde în meatul acustic intern. Meatul este canalul, da? Canalul acustic intern. Osul occipital mai prezintă mesele laterale, acestea, da? Corpul osului sfenoid împreună cu porțiunea bazilară, acesta este porțiunea bazilară a occipitalului, formează, da, formează tot aici clivusul, da? Deci acesta este clivusul. Pe el este se situează bulbul și puntea. Mai avem canalul hipoglosului, se observă aici, prin care trece nervul hipoglos. Nervul hipoglos este un nerv cranian 12. Mai avem canalul condilar, care este inconstant, îl puteți observa aici și aici. Aceștia, am spus ce sunt, da, așa sunt condilii occipitali, am spus, da. Bun. Acesta este foramenul magnum sau gaura occipitală mare. Bun. Aici este șanțul sinusului transvers, da? Deci aici este șanțul sinusului transvers, șanțul sinusului occipital cu creasta occipitală și protuberanța occipitală internă, iar aici este șanțul sinusului sagital superior. Bun, și aceasta a fost lecția pentru astăzi. Eu sper că v-am putut ajuta. Lecția pentru astăzi a fost endobaza și cu fosele ei craniene, anterioară, mijlocie și posterioară. Și noi ne vedem data viitoare cu alte lecții. Și vă mulțumesc că ați urmărit acest videoclip. Vă pup și la revedere!